Bună seara și bun găsit! Vă invit să urmăriți grupajul informativ al zilei. Să vedem pentru început care sunt cele mai importante titluri ale ediției. A nins abundent în Maramureș și, ca de obicei, autoritățile au fost depășite de situație. De luna aceasta, în buzunarele pensionarilor maramureșeni vor intra mai mulți bani. Porcii nu pot fi vânduți nici acum în târgurile de animale din județ. Situația după cea de-a doua ninsoare mai semnificativă este trasă parcă la Indigo. Precipitațiile au îngreunat din nou traficul din Baia Mare, iar autoritățile sunt depășite de situație. După circa o lună, vremea a ținut să ne reamintească faptul că este iarnă. Din această dimineață a nins abundent în tot județul, iar natura dezlănțuită a făcut viața un calvar maramureșenilor prinși cu treburile cotidiene. În Baia Mare, traficul a fost dificil și pe cele mai mari bulevarde ale orașului, deși spun cei responsabili cu dezăpezirea, s-a acționat încă de la 5 dimineața cu lama și cu material antiderapant. Vizate au fost arterele principale și sensurile giratorii, dar și drumurile de acces spre oraș. Ce este mai rău este faptul că în cartiere zăpada proaspătă s-a așezat peste cea de acum o lună de zile, care nu a fost curățată și care între timp s-a transformat în gheață. Nu este dezăpezit, nu este pus niciun material antiderapant pe trotuare, pe caragiale, de exemplu, unde stau eu. Nimic, nimic, absolut. Acești nemulțumiri au zeci de băimăreni care de săptămâni sunt nevoiți să se adapteze unor astfel de condiții. Acum un alt strat de omăt le va da alte bătăi de cap. Nu ne ajută vremea deloc. Am mai discutat, acum chiar aștept un telefon de la administratorul firmei, Mihal Ghita, să ne mai ajute cu niște utilaje, în plus pe lângă ceea ce avem noi în contractul de achiziție directă. Să ne ajute și cu ceva lame cu ghiare și lame mai mici, mai înguste de 1,80, să încercăm să intrăm și în cartiere. Marius Aoșan recunoaște că cea mai mare problemă este în cartierele municipiului. Acesta afirma că sunt disponibile pentru dezăpezire 6 utilaje, 8x4, 4 tractoare, 3 buldoi excavatoare și 3 bobcheturi. Sunt însă insuficiente pentru situația dată. Ce să mai spunem că sunt așteptate ninsori până mâine dimineață. Și pe drumurile naționale au fost probleme, iar pentru județul nostru, oful cel mare este pasul Gutâi, cel care asigură legătura cu Maramureșul istoric. Pe Gutâi nici într-una, nici de dimineață, și am avut probleme și cu tirurile care erau, care nu erau încărcate, care erau goale. Da, și am mai, în sensul că poliția a mai oprit și să le dăm drumul pe rând, că noi avem remorchier care le trage, care le duce până sus, la vârf, și pe o parte și pe alta. Dar chiar dacă trecem cu mașinile de dezăpezit și tot nu pot să țină pasul, chiar dacă dăm până la asfalt și dăm cu sare, ninge într-una, mașinile nu pot să urce, o parte dintre tiruri. Potrivit reprezentantului drumurilor naționale, 6-7 tiruri au avut nevoie de ajutor astăzi, deoarece nu au mai putut urca decât până la un punct. Până în această după-amiază au fost împrăștiate peste 200 de tone de material antiderapant. Reprezentanții companiei susțin că au acționat cu toate utilajele disponibile, dar nu fac față deoarece ninge continuu. Și pe drumul european 58 au fost probleme în această după-amiază. Traficul a fost aproape blocat, iar participanții la trafic care au contactat Teleplus Maramureș au precizat că nu s-a intervenit pentru dezăpezirea arterei de circulație. Rămâne de văzut ce surprize va aduce noaptea, mai ales dacă va ninge continuu. Cel mai greu va fi pentru echipajele de intervenție ale ambulanței, SMURD sau pompierilor. Maramureșul se va confrunta cu temperaturi de minus 23 de grade Celsius. De mai bine de 17 ani, mercurul termometrelor n-a coborât sub această valoare. Frigul anunțat pentru zilele următoare a fost prognozat încă din toamna anului trecut, când un renumit meteorolog american a previzionat cea mai geroasă iarnă din ultimii 50 de ani. La noi, temperaturi similare celor cu care ne vom confrunta la sfârșitul acestei săptămâni au mai fost înregistrate cu 16 ani în urmă. Urmează o perioadă și mai geroasă, dar asta este datorită faptului, dacă v-am întâlnit și din bătrâni de peste tot, este geul bobotezei. De fapt, ce se întâmplă? Curenții de aer și tot influența depresiunii Islandei. Ce măsuri
măsuri au dispus autoritățile locale. Azilul de noapte va fi deschis inclusiv pe timpul zilei și va prelua persoanele fără adăpost, indiferent de numărul acestora. Actualmente, acolo sunt cazați 49 de cetățeni, la limita capacității centrului, însă se pot oferi temporar condiții chiar și la peste 100 de persoane. Locurile sunt deja pline, dar ca în fiecare an am suplimentat cu paturi, cu saltele, cu tot ce putem și în anii trecuți au fost peste 100-110 de persoane în perioada rece. Persoanele din adăpost vor beneficia de o masă caldă, ceai și de căldură, ceea ce le lipsește atât de mult celor care își fac veacul pe străzi. Totodată, pe timp de noapte, patrulele poliției și jandarmeriei vor circula pentru identificarea persoanelor fără adăpost, pentru a le conduce la centrul de pe strada Vasile Alexandri, iar asistenții sociali se vor deplasa pe timpul zilei pentru găsirea oamenilor străzii. Măsuri speciale se vor lua și la adăpostul pentru animale, unde sunt peste 400 de patrupede. Încercăm și pentru ei totuși să-i liniștim un pic în acest frig și încercăm să facem rost de niște baloți de paie, măcar un pic de căldură, să putem să-i mai încălzim un pic. Cele mai friguroase zile din această săptămână vor fi vineri, când se vor înregistra temperaturi de -23 de grade Celsius noaptea și -12 grade în timpul zilei, și sâmbătă, când mercurul termometrelor va coborî la -20 de grade în timpul nopții și la -13 grade ziua. Și săptămâna viitoare se anunță temperaturi negative, dar nu atât de scăzute. Porcii nu pot fi comercializați nici acum în târgurile de animale din județul Maramureș. Măsura a fost impusă în luna noiembrie de DSVSA Maramureș pentru a preveni apariția pestei porcine și a rămas în vigoară și astăzi. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș a informat Prefectura Județului că Ucraina a notificat în 29 decembrie 2016 un focar de pestă porcină africană foarte aproape de granița României. În zona respectivă nu au mai evoluat până în prezent alte cazuri sau focare de pestă porcină africană, dar reprezentanții de SVSA Maramureș instituie o serie de măsuri. Printre acestea, informarea medicilor veterinari de liberă practică, a proprietarilor de ferme comerciale de porci, a populației, dar și a micilor fermieri cu privire la evoluția bolii și a regulilor pe care trebuie să le aplice fiecare categorie. De asemenea, se are în atenție cooperarea cu inspectoratele teritoriale silvice și cu asociațiile de vânătoare pentru a spori supravegherea fondurilor de vânătoare și notificarea oricăror suspiciuni de boală. În vederea prevenirii apariției pestei porcine în județul Maramureș, se impun de asemenea următoarele măsuri. Porcii nu vor putea fi comercializați în cadrul târgurilor de animale din județ, mișcarea animalelor fiind monitorizată cu cea mai mare atenție de autorități. De asemenea, se impune menținerea porcinelor în incinta curților și limitarea circulației acestora în afara localităților, respectiv anunțarea oricăror cazuri de îmbolnăvire sau moarte a porcinelor sau mistreților la medicul veterinar din localitate, la primării sau la DSVSA Maramureș. Maramureșenii care dețin un PFA sau vor să înființeze unul trebuie să fie foarte atenți. Legislația în domeniu a fost modificată și intră în vigoare din această lună. Anul trecut a fost modificat prin legea 182 regimul PFA-urilor, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiare. Documentul aduce mai multe clarificări cu privire la obiectul de activitate al acestor entități, dar și a modului lor de funcționare. Persoanele fizice autorizate vor avea un număr de maxim 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN și pot desfășura activități cu maxim 3 persoane, deci pot avea 3 contracte individuale de muncă. Pe când întreprinderile individuale pot avea maxim 8 salariați, 8 contracte individuale de muncă și pot desfășura activități pe maxim 10 clase ale codului CAEN. În cazul IUR-urilor, dacă vor depăși un număr de 8 salariați, vor trebui să fie încadrați într-o clasă superioară, fie societate comercială, fie pe răspundere limitată, fie pe acțiuni. Legea va intra în vigoare în 17 ianuarie. Studenții vor beneficia la înregistrare, conformându-se obligațiilor legale cu niște prevederi, cu niște obligații, să fie scutiți de la taxa înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului. Recomandarea este ca, începând din ianuarie, să încerce să se autorizeze cât mai repede, să intre în legalitate și, prin această formă, se clarifică atât regimul lor fiscal,
vor cunoaște mai îndeaproape obligațiile legii 182 și nu vom ajunge sigur la posibilitatea fie de măsuri sau chiar sancțiuni. Cei care dețin un PFA, o întreprindere individuală sau una familială vor trebui să le reînregistreze, iar termenul până la care pot face asta este de 2 ani, începând din 17 ianuarie. Este un post vacant la Spitalul Județean Dr. Constantin Opriș din Baia Mare. Aflați mai multe detalii la știrile pe scurt. Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare scoate la concurs un post vacant de inginer la Biroul Securitatea Muncii PSI Situații de Urgență. Pot participa persoane cu studii superioare finalizate prin diplomă de licență și care dețin certificat de absolvire a cursului de inspector protecția muncii. Dosarele se depun până în data de 10 ianuarie. Asociația Crescătorilor de Păsări și Animale Mici Creasta Cocoșului Maramureș organizează expoziția anuală județeană. Evenimentul va avea loc în sala de sport a Liceului Teoretic Emil Racoviță din Baia Mare, Bulevardul Republicii numărul 8, în perioada 6-8 ianuarie. Vor fi expuse aproximativ 450 de exemplare, păsări de curte, iepuri, porumbei, ornamentali, păsări de colivie. Poliția locală Baia Mare a suplimentat efectivele pentru asigurarea ordinii la bisericile din oraș în ziua de bobotează. Pe 6 ianuarie, 14 polițiști locali vor fi prezenți în zona locașurilor de cult. 2 patrule pedestre și 5 mobile vor avea misiunea de a supraveghea nu numai ordinea, ci și traficul, astfel încât manifestările religioase să se desfășoare în condiții foarte bune. Pentru că proiectul privind sistemul de management al deșeurilor în județul Maramureș este implementat cu numeroase sincope, autoritățile județene și operatorul principal de servicii de salubrizare au în vedere înființarea unei rampe temporare de depozitare. Aceasta ar putea fi utilizată până la finalizarea depozitului ecologic din comuna Fărcașa. Proiectul privind sistemul de management integrat al deșeurilor a fost o mare problemă pentru ultimii administratori ai județului. A fost implementat cu diverse sincope, dar și cu proteste din partea maramureșenilor care nu doreau ca viitorul depozit ecologic să fie în apropierea locuințelor lor. Ultima locație în care a fost stabilit să fie construit depozitul ecologic este pe raza comunei Fărcașa, însă o parte a sătenilor nu vor să fie vecini cu deșeurile tuturor maramureșenilor. În acest moment, instanța este cea care trebuie să decidă ce se va întâmpla mai departe în cazul depozitului ecologic. După ce s-au adus acele deșeuri istorice de la Săin și de la Târgu Lăpuș, geometria rampei a ajuns la geometrie finală și, bineînțeles, cota de depunere din partea noastră a gunoiului de la 23 de metri înălțime s-a ridicat la 53 de metri înălțime. Deci asta înseamnă consumuri, costuri suplimentare și timp și cauciucuri și motorină mai ales. Și încet, încet rampa se umple. Ce este cert este faptul că de când a demarat acest proiect important, mai multe gropi de gunoi din județ au fost închise deoarece nu erau conforme, iar deșeurile sunt transportate acum pe rampa de la Baia Mare. Aceasta a intrat într-un proces de conservare, dar se mai depozitează pe ea. Asta cu toate că are limitele ei. În ultimele 6 luni de zile au expirat foarte multe dintre contractele pe care le-am avut pe partea de consultanță. Suntem în procedura de refacere, de reluare a licitațiilor pe unele dintre contracte care au expirat, dar vestea bună este că în restul județului, exceptând efectiv amplasamentul de la Sârbi de la Fărcașa, lucrările sunt finalizate. Așa că se are în vedere deschiderea unui depozit temporar care să fie utilizat până la finalizarea depozitului ecologic prevăzut în proiect. Nu a fost stabilit încă un loc unde va fi amplasat. Mii de maramureșeni vor plăti rate mai mari la împrumuturile bancare în moneda națională. Indicele ROBOR, cel care influențează costul creditelor în lei, s-a majorat față de nivelul minim din toamnă. În cazul creditelor cu dobânda raportată la ROBOR pentru 3 luni, dobânda pentru acest trimestru va fi mai mare cu 0,21 puncte procentuale față de cea din ultimul trimestru al anului trecut.
Acest lucru se va repercuta și asupra celor care au contracte de credite prin programul Prima Casă. La nivelul județului Maramureș se poate vorbi de câteva mii de persoane, spune Zoia Bozău, reprezentantul unei agenții imobiliare din Baia Mare. Specialiștii estimează că dobânzile își vor continua creșterea și le recomandă celor care vor să facă împrumuturi să aleagă credite cu dobânzi fixe. Dacă la un credit de 225.000 de lei, echivalentul la circa 50.000 de euro, la finalul anului rata era de 911 lei. Acum plata lunară va fi de 936 de lei. Asta înseamnă un plus de 25 de lei. Creșterea ratelor vine după ce indicele ROBOR la 3 luni a ajuns la 0,9% față de minimul istoric de 0,7% din octombrie anul trecut. Dobânzile pentru creditele Prima Casă sunt formate dintr-o marjă fixă de 2%, la care se adaugă un indice de referință ROBOR la 3 luni. Totuși, indicele ROBOR este departe de maximul istoric de 15%, înregistrat acum 8 ani, așa că împrumuturile Prima Casă rămân deocamdată cele mai ieftine din piață. Procedurile legate de transplant ar trebui să fie mai transparente, ar fi necesar ca toți bolnavii din țară să știe ce organe s-au prelevat și care sunt cei compatibili, atrage atenția Vasile Pop, director medical al Spitalului Județean Dr. Constantin Oprici din Baia Mare. Scandalul privind neregulile grave semnalate anul trecut de Ministerul Sănătății în urma unui control la Agenția Națională de Transplant a bulversat opinia publică. Vasile Pop, director medical al Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare, spune însă că lucrurile sunt prezentate trunchiat și astfel pot să apară confuzii. Spun că nu este real pentru că nu se cunosc decât jumătăți de adevăr și atunci fiecare își dă cu presupusul. Noi suntem județul care avem un număr destul de mare de prelevări și cu ocazia asta au fost multe cazuri în care s-au prelevat rinichi, alte țesuturi și organe. El menționează că România este printre ultimele state din lume care au aderat la programul de transplant, noi și Vietnamul fiind în coada listei. Aceasta în condițiile în care foarte mulți bolnavi își pun speranța într-o viață nouă oferită în urma donării de organe și țesuturi. Sunt mulți bolnavi care au nevoie de organe. Sunt mulți bolnavi care ar beneficia de transplant. Dar trebuie să existe, la nivelul Ministerului Sănătății, trebuie să existe un protocol bine pus la punct, în sensul că, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie la nivel național. Toți bolnavii să știe ce s-a prelevat și care sunt bolnavii care ar fi compatibil cu ce s-a prelevat. Pop spune că acest lucru se face la nivel regional, însă protocolul ar trebui extins la nivel național. Noul an a debutat cu o ofertă slabă de locuri de muncă. Din cele peste 80 de joburi puse la dispoziție de angajatorii locali, doar două vizează persoanele cu studii superioare. Lista Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Maramureș numără 82 de poziții, un număr relativ mic dacă ne raportăm la cel cu care am încheiat anul trecut. Și totuși, față de sfârșitul anului 2015, oferta s-a dublat, menționează Oana Oșanu, directorul AJOFM Maramureș. Ea explică faptul că aproximativ 40% din totalul joburilor se regăsesc în construcții, iar cum acest domeniu este închis până la primăvară, este oarecum firesc ca oferta de muncă să fie redusă în această perioadă. În altă ordine de idei, angajatorii locali nu au nevoie decât de persoane necalificate sau de cele cu studii medii. Din cele 82 de poziții, doar două vizează studiile superioare. Este vorba despre un post de economist și unul de inspector. În rest, se caută personal pentru unitățile hoteliere și cele din domeniul alimentației publice. Câteva posturi vacante sunt și pentru croitori, electricieni, femei de serviciu, lucrători în comerț, șoferi și tâmplari. We'll be right back.
Turneu amical de handbal în Baia Mare, aflați mai multe informații la rubrica Sport. Clubul sportiv Mineaur Baia Mare va organiza un turneu amical de handbal. Competiția va avea loc în perioada 19-21 ianuarie în sala polivalentă La Scărpană. Deoarece divizia A la handbal masculin se află într-o pauză competițională, Clubul sportiv Mineaur Baia Mare va organiza un turneu amical care va avea loc în perioada 19-21 ianuarie. Competiția se anunță una foarte interesantă, deoarece conducerea clubului băimărean va încerca să aducă doar echipe care evoluează în Liga Națională. Vom avea și un turneu în Baia Mare în perioada 19-21 ianuarie. Încercăm să fie doar echipe de Liga Națională participante. Ne pregătim pentru a ne îndeplini obiectivul. Echipa băimăreană va avea ocazia să își testeze forțele cu formații care evoluează pe prima scenă a handbalului românesc. Un prilej foarte bun pentru Mineaur înainte de returul diviziei A, unde speră să se mențină pe prima poziție a clasamentului și să își îndeplinească obiectivul propus, promovarea în Liga Națională. Sperăm să fim sănătoși, să ne putem pregăti bine și să abordăm cu încredere returul campionatului. În prima parte a campionatului, Mineaur a înregistrat 10 victorii și un rezultat de egalitate obținut în deplasare la CSM Oradea, principala contracandidată la promovare. Am avut doar un meci de valoare mai ridicată cu echipa din Oradea, pe care sperăm să-i învingem acasă și o să-i învingem. În rest, au fost meciuri pe care le-am dominat de la început până la sfârșit și sperăm că așa o să fie și în retur. Returul diviziei A va începe în data de 18 februarie, când va avea loc derbiul băimărean dintre CS Mineaur și Academia de Handbal Mineaur. Divizia 1 la volei masculin se va relua în data de 21 ianuarie cu meciurile din etapa 14-a. În această rundă, Știința Explorări Baia Mare va primi vizita echipei Steaua București. După mai bine de o lună de pauză, campionatul național de volei masculin va reîncepe în data de 21 ianuarie cu meciurile din runda a 14, a treia a returului. În primul meci oficial din 2017, Știința Explorări Baia Mare va întâlni pe teren propriu echipa Steaua București. Echipa antrenată de Marius Botea și Sorin Pop nu a avut un sezon foarte bun, în care a înregistrat 5 victorii și 8 înfrângeri și ocupa astfel poziția a 7-a clasamentului. Băimărenii speră să își revină în anul 2017 și să încheie campionatul între primele 4 echipe. Explorări va avea însă un prim meci foarte greu în fața liderului Steaua București, echipă care a înregistrat 11 victorii și doar 2 înfrângeri în acest sezon. În meciul tur, Steaua s-a impus pe teren propriu cu scorul de 3-0. Basket Club Municipal Baia Mare începe în forță anul 2017. Băimărenii întâlnesc pe teren propriu campioana CSM Oradea într-o partidă programată sâmbătă cu începere de la ora 17. Primul meci oficial din acest an se anunță unul infernal pentru Basket Club Municipal Baia Mare. Echipa antrenată de Sebastian Man întâlnește campioana din sezonul trecut, CSM Oradea. Băimărenii vor avea astfel o misiune extrem de dificilă. Cu toate că victoria este un obiectiv aproape imposibil de realizat, băimărenii speră să facă un joc bun, mai ales că joacă în fața propriilor suporteri. Partida va fi una foarte grea, mai ales că BCM se confruntă și cu câteva probleme de lot, având mai mulți jucători indisponibili pentru acest meci. Partida dintre BCM Baia Mare și CSM Oradea va avea loc sâmbătă cu începere de la ora 17 în sala polivalentă La Scărpană. Prețul unui bilet de acces este de 5 lei. În meciul tur, CSM Oradea s-a impus pe teren propriu cu 97-40.
Doamnelor, domnilor, știrile de astăzi au ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Dacă doriți să aflați mai multe informații, accesați pagina noastră de Facebook Teleplus Maramureș și site-ul nostru teleplus.ro, unde așteptăm și mesajele dumneavoastră. O seară bună să aveți, ne revedem mâine!